2 Samuel, capitolul 9, este un text extraordinar și aș vrea să-l citim cu dragoste și cu bucurie și cu credință în Dumnezeu. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Ziba, pe care l-au adus la David. Împăratul le-a zis, tu ești Ziba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Ziba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Ziba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David. A căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset! Și el a răspuns, iată robul. David a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina robul, din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Mefiboset s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Ziba, slujitorul lui Saul, și i-a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Masa mea. Și Ziba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Ziba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Amin. Aș vrea să mai petrecem câteva momente în rugăciune și aș vrea rugăciunea aceasta cu voce tare să ne conducă fratele Marius Ancuța. Nu l-am mai văzut de ceva vreme pe aici, mi s-a făcut dor de el. Și aș vrea să rog să ne conducă în această rugăciune specială ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne tălmăcească cuvântul Său. Stânca este proprietatea lui Iisus Hristos. De asemenea, vă dau o informație foarte importantă. Domnul
este pe locul acesta. Domnul este Mântuitorul nostru, este Păstorul nostru, este Stăpânul nostru și El este Mântuitorul, dar El este și Medicul gloriei Lui. Și al doilea motiv pentru care slujba aceasta este specială pentru mine, este din cauza acestui text pe care l-am citit. Înainte însă de a ne aprofunda în Cuvântul Lui Dumnezeu, vreau să fac încă o remarcă pe care unii dintre dumneavoastră deja ați văzut-o în fața dumneavoastră. Sunt bucuros și eu și fratele Cătălin că la stânga tot mai mulți bărbați tineri sunt folosiți de Dumnezeu. Am fost foarte bucuros de cei doi tineri bărbați care au condus rugăciunea în această dimineață. Ei sunt oameni de nădejde. Sunt deja diaconi. Știți, diacon înseamnă un om care slujește. Și Gabi, Duda și Ovidiu Partenie sunt deja oameni folosiți aici de Dumnezeu și sunt în formare și îi șopteam lui Cătălin, zic, bă, ăștia deja bun predicator, ne concurează. Bine, asta nu i-am spus-o, dar m-am gândit așa, deja ne concurează. Doamne, ajută-i să ne și depășească! Și categoric mai sunt alți câțiva bărbați tineri aici și tineri care sunt deja folosiți de Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu și eu sunt un pastor foarte fericit. Și când văd că alții în urma noastră vin, slujesc, se implică și îl iubesc pe Dumnezeu, deci pot să mor liniștit că dacă eu mor, biserica merge în continuare. Și asta este foarte important, asta este bucuria, cred eu, a fiecărui pastor normal. Orice pastor normal, orice pastor înțelept, își pregătește alți oameni. Eu l-am adus aici cu mine pe fratele Cătălin, care face parte dintr-o altă generație. Și ne bucurăm acum că în urma mea și a lui de acum se formează alți bărbați care să dea Dumnezeu să ajungă și pastori sau măcar diacon și prezbiteri aici în biserica aceasta. Doamne, ajute! Diaconiți avem. Diaconiți avem deja. Însă vom avea și avem și diacon. Însă vom avea și diaconi dacă Dumnezeu ne va da harul acesta slăvit să fie Domnul. Și de asemenea sunt foarte bucuros că deja a început perioada nunților. Și asta este iarăși un lucru care spune foarte mult. Este extraordinar că românii se căsătoresc. Știți? Și este extraordinar și supranatural că se căsătorește un bărbat cu o femeie, nu perversiuni. Însă aici, la stânca, suntem foarte bucuroși că avem în după masa aceasta nuntă, pe urmă, peste două săptămâni avem nuntă și pe urmă iarăși nuntă numai aici și în alte părți. Însă avem nunți și asta este un lucru formidabil. La setnici nici nu știu câte nunți sunt. Dumnezeu să dea har. Și să ne mulțească harul tuturor. Amin. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru această dimineață este unul pentru mine foarte important. Este un mesaj pe care Domnul mi l-a dat. Și mesajul din această dimineață l-am numit Tinichele, handicapuri și cicatrici. În urmă cu câteva luni de zile, aproximativ vreo două luni de zile, am mai predicat din textul acesta și mesajul din aceea zi, sau din acea dimineață, nu mai știu ce slujbă era, l-am numit Har în locul Hrăstii. Însă mesajul din această dimineață este din același text. Ăsta este un alt mesaj care se potrivește foarte bine pentru mine. Și mesajul acesta intitulat Tinichele, handicapuri și cicatrici este un mesaj care este al meu, este pentru mine, este din mine, însă vreau să cred că și din Duhul lui Dumnezeu. Însă cuvântul și textul din această dimineață este pentru toți cei ce suntem aici. Pentru că trebuie să vă spun ceva, frați și surori și doamnelor și domnilor, un lucru pe care îl consider foarte important, că una dintre cele mai triste, dar și pozitive lecții din viața lui Mefiboset. Mefiboset este un nume rar întâlnit.
N-am auzit pe nimeni până acum să dea copilului lui sau copiilor lor numele de Mephiboset. Este greu de pronunțat, este rar întâlnit într-un singur loc sau în două locuri din Scripturi. Însă Mephiboset și istoria lui ne transmite o lecție foarte importantă pe care vă rog să o notați, pentru că este notabilă și avem nevoie de ea, să ne aducem aminte de ea din când în când. Și repet, una dintre cele mai triste lecții din viața, dar și pozitive, din viața lui Mephiboset, este că sunt unele stigmate în viața noastră care nu vor dispărea niciodată. Fie că suntem tineri, fie că îmbătrânim, sunt unele stigmate. Stigmat este ceva ceea ce nu-ți dorești, dar totuși există. Stigmat este un fel de cicatrice vizibilă sau invizibilă pe care o porți toată viața ta și nu-ți convine. Ei, exact asta este una dintre lecțiile pe care Duhul lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt ni le dă în această dimineață din viața lui Mephiboset. Sunt unele stigmate, unele cicatrici, unele handicapuri, unele tinichele, dacă vreți, în ghilimele sau în neghilimele, care ne vor urmări toată viața. Acum spun lucrul acesta din proprie experiență și spun lucrul acesta din experiența altora și spun lucrul acesta pentru că l-am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu. Mephiboset, tradus din limba ebraică în limba română, am spus și în urmă cu câteva săptămâni bune de aici, are o conotație și o traducere foarte ciudată. Mephiboset, tradus, înseamnă cel ce împrăștie rușine. Asta înseamnă Mephiboset. Un nume cu o conotație foarte ciudată. Nu știu de ce părinții i-au dat numele acesta, însă în Cuvântul lui Dumnezeu nimic nu este la întâmplare și fiecare ilustrație pe care o găsim în Scriptură este pentru învățătura noastră. Mephiboset este unul dintre cazurile celebre, foarte celebre în Scripturi, care ne demonstrează că deși unele stigmate, de unele stigmate și stigme nu vom scăpa, totuși, vă rog să nu uitați asta, le putem învinge și putem trăi cu ele. Amin. Știți, noi în general dorim să nu avem stigmate, dorim să nu avem cicatrici, dorim să nu avem tinichele care să ne urmărească toată viața. Însă partea frumoasă din textul acesta și lecția aceasta care ne vorbește despre tinichele, handicapuri și cicatrici prin Mephiboset ne spune în cazul acesta celebru și demonstrează că deși unii dintre noi vom purta stigmate toată viața noastră și vom fi urmăriți de vorbe toată viața noastră și vom fi urmăriți de tinichele toată viața noastră, totuși putem să le învingem și putem trăi cu ele biruindu-le. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Eu nu știu ce handicap ai. Nu știu ce stigmă porți în viața ta, din trecutul tău, din copilăria ta, din căsnicia ta. Nu știu ce dureri ai. Însă s-ar putea în această dimineață, în locul acesta, să fie bărbați și femei, tineri și tinere, cu cicatrici, cu handicapuri, cu tinichele. Fie ele fizice, fie psihice, fie mentale, fie emoționale, sentimentale, financiare, morale, spirituale. S-ar putea să existe o tinichea, un handicap, o cicatrice, o stigmă, un stigmat în viața ta, însă de el s-ar putea să nu o scapi niciodată. Însă frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este că în ciuda tinichelelor, a handicapurilor, a bolilor, totuși în numele lui Iisus Hristos pot fi învinse și chiar dacă ele nu vor dispărea niciodată din viața noastră, totuși putem trăi cu ele și putem trăi deasupra lor, slăviți să fie Domnul. Acum, foarte pe scurt, ce s-a întâmplat cu acest Mephiboset? Mephiboset a căzut când avea 5 ani
Și a ajuns David la putere în locul bunicului lui Mefiboset. Bunicul lui Mefiboset a fost Saul, primul împărat al lui Israel. Și când Saul a murit pe câmpul de luptă, David i-a luat locul și a ocupat tronul imediat. Ei, în momentul acela, când doica lui Mefiboset, care avea vreo 4-5 ani, a auzit că Saul a murit și că David a urcat pe tron, s-a speriat. Pentru că exista o regulă criminală în vremea aceea, exista o chestiune foarte ciudată, a celui ce venea la putere, în general, îi distrugea și omora pe toți ceilalți care erau dintr-o altă dinastie și care au pierdut tronul, tocmai pentru a-și securiza tronul. Și ei s-au așteptat, dacă David ajunge la putere, precis pe toți din familia lui Saul, îi va anihila, îi va distruge, ca nu cumva să așeadă, să viseze din nou tronul vreunul din familia lui Saul. Și pentru că exista tradiția aceasta în popoarele vecine și chiar mai târziu în poporul lui Dumnezeu, când doica a auzit că Saul a murit și David a urcat pe tron, l-a luat pe acest singur rămas sau printre puținii rămași din familia lui Saul, l-a luat pe copilul acesta de vreo aproximativ 5 ani și, fugind cu el în brațe, să-l ascundă pe undeva, doica s-a împiedicat, a căzut și în cădere copilul s-a lovit foarte tare și a rămas paralizat. Însă a rămas paralizat pentru totdeauna. A rămas o loc toată viața lor, toată viața lui și asta este o chestiune teribil de neplăcută. Și ce s-a întâmplat pe scurt? Mefiboset a căzut. Să vă spun încă o chestiune care mi se pare foarte importantă și demnă de reținut. Nu cred că contează prea mult cine a fost de vină pentru căderea sa, el sau doica, sau amândoi. Categoric sunt unii dintre noi în această dimineață care se gândește și spun, stai așa, pastore, cum să nu? Sigur că contează cine a fost de vină. Și s-ar putea să ai și tu dreptate, însă eu nu cred că contează prea mult cine a fost de vină de Mefiboset a ajuns paralizat. Și sunt de acord și cu asta, că e posibil să conteze cine a fost de vină pentru paralizia lui Mefiboset. Să vă spun însă ceva foarte interesant și incontestabil, nenegociabil, dar tare adevărat, tare interesant și în același timp foarte enervant și tare enervant pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, stimați ascultători, într-un fel sau într-altul, spiritual vorbind, chiar moral vorbind, toți am văzut. Toți am văzut. Fie că ne place, fie că nu ne place, toți am văzut. Acum, normal că imediat, dacă vrem, putem să începem să desficăm firul în patru, însă toți am căzut. Ne convine sau nu ne convine, toți am căzut. Spiritual și moral, toți am căzut. Și ca să vă ajut puțin și să vă încurajez puțin, e cineva aici, dar nu o să vă rog să ridicați mâna, nici să ziceți da sau nu. E cineva aici care n-a mințit niciodată. Am zis să nu spuneți nimic. E cineva aici care n-a furat niciodată măcar un creion, o gumă de șterț? E cineva aici, frați și surori, care știți astea sunt căderi morale? E cineva aici care n-a poftit? Mă refer la mașina altuia. Niciodată. E cineva aici care a mers pe stradă și a văzut ceva frumos? Mă refer la o vilă. Și n-a poftit-o, știi, și s-a uitat acolo de 2-3 ori că și tare i-a plăcut. Știți, și nu vreau să merg la extremă cu exemplele, pentru că dumneavoastră m-ați înțeles foarte bine. Ne place sau nu ne place? Toți am căzut. Foarte ușor este să dai cu piatra în drumul care a căzut.
Eu cunosc câteva cazuri, astea sunt cazuri între pastori. Că trăim în lumea lor, vrând nevrând. M-a certat secretarul general de ce n-am fost la congres, nici eu, nici Cătălin. Pe mine a reușit să mă certe. Că m-a prins la telefon. Și am spus, zic, frate Nelu, eu nu fac parte din sistem. Și serios nu fac parte din sistem. Pentru că sistemul este mort. Fie la ortodox, fie la baptiști, fie la pentecostal, sistemul este mort, sistemul este omenesc. El funcționează, dar el este cam mort, sistemul. Tot cu politici, tot cu șmecherii. Eu n-am timp de așa ceva. Pe mine nu mă interesează în așa ceva. Chiar dacă el există, chiar dacă suntem în sistem, totuși eu nu fac parte din sistem, eu fac parte din împărăție. Și rămân. Și pe mine nu mă interesează, dar să nu mă ziceți la nimeni, nu mă interesează nici congresul, nu mă interesează, deși trebuie să susținem, nu mă interesează nici uniune, nu mă interesează nici comunitate, dar vă spun ce mă interesează. Biserica mă interesează. Pentru că Domnul Iisus, pe asta m-a interesat pe Iisus Hristos. Biserica. Pentru asta a murit Domnul Iisus Hristos, tot vise fie numele. Însă ne întoarcem la cuvântul acesta, din această dimineață, pe care îl spune Duhul lui Dumnezeu. Mefiboset a căzut. Că a fost vina lui, că a fost vina doi, și că a fost vina bunului, a tatălui, a lui David. Mefiboset a căzut. Și în cădere a paralizat. Și în urma paraliziei a rămas olog și handicapat pentru toată viața. Și știți care este aplicația practică la noi? Toți am căzut. Însă, căderile unora dintre noi se știu. Ale altora nu se știu. De exemplu, căderile mele se știu. Căderile altora nu se știu. Însă știți care este numitorul comun? Toți am căzut. Fie că se știe, fie că nu se știe, înaintea lui Dumnezeu și ce spune? Și ca să vedeți că totuși am dreptate, chiar dacă unii poate că îndrăzniță, nu-mi dați dreptate. Vă dați seama ce am spus? Îndrăzniță, nu-mi dați dreptate. Știți ce spune Noul Testament? Că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Vechiul Testament și Noul Testament. Și ce înseamnă asta? Că toți am căzut, că niciunul dintre noi nu este perfect, că unul singur este perfect și a fost perfect aici, pe acest pământ, și numele Lui este Iisus Hristos, glorie Domnului. Și de asta ne mândrim noi cu Domnul Iisus. De asta îl urmăm noi pe Domnul Iisus, pentru că El a împlinit toată legea și toată neprihănirea a împlinit-o Iisus Hristos, tocmai ca să ne facă și pe noi perfecți și neprihăniți, și noi înaintea lui Dumnezeu, dacă ne-am pocăit și dacă am fost spălați în sângele lui Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu suntem perfecți. Și ce înseamnă neprihănit? Să vă spun chestiunea asta care o știți majoritatea. Termenul de neprihănit este foarte religios. Este foarte biblic. Este foarte necunoscut. Dacă aș face un sondaj de opinie pe aici, prin Timișoara, pe la intersecția asta destul de mare, de lângă noi, cu un din ăsta, reportofon, domnule, nu vă supărați. Ce înseamnă termenul neprihănit? Cred că aș rămâne eu șocat de cât de ignorantă ar fi lumea de lângă noi. Pentru că este un termen foarte vechi, arhaic, este un termen foarte, foarte biblic, foarte religios. Se folosește doar în biserică și la conferințe și în biserică. Însă chiar cei din biserică și aproape la fiecare slujbă ni se vorbește despre neprihănire. Nu prea știm ce este neprihănire. Și ce înseamnă neprihănire? Neprihănit este un om fără cazier spiritual. Asta înseamnă neprihănire. Neprihănit, înaintea lui Dumnezeu, neprihănirea se primește prin credința în El, în cuvântul Lui, în sângele Lui Iisus Hristos. Și neprihănire înseamnă un om fără trecut spiritual. Am dreptate. Neprihănire înseamnă un om care înaintea lui Dumnezeu n-are nici un păcat. Glorie lui Dumnezeu! Asta înseamnă, ăsta este darul extraordinar de mare pe care Dumnezeu mi-l dă prin sângele lui Iisus Hristos. De-aia avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos. De-aia avem nevoie să credem în Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos. Însă din punct de vedere experimental, frați și surori, toți suntem un fel de Mefiboset. Din punct de vedere experimental, spiritual, moral, toți suntem Mefiboset.
Asta este foarte ușor să arunci cu piatra. În lunile trecute cineva m-a defăimat pe mine. Bine, și acum mă gândesc că eu sunt un mare bugăr. Când am fost bine în unele certuri, nu în toate, am fost, mi se pare, luna martie în unde am fost? În Austria. Am fost într-un weekend și acolo m-am întâlnit cu un poet care mă simpatizează și a venit, m-a întâlnit, ne-am îmbrățișat, e român din Caraș, de undeva, și a zis, vai, Daniel, am stat la masă îngășugat acolo, dar vreau să vă spun ceva. Ce? Deci, vă zic, știți că eu vă simpatizez, zic, știu, nu-i sfârșit, nu mai simpatizează și pe mine, știți, și bine să te mai simpatizeze cu cineva. Știți că vă simpatizez, zic, știu. Zice, frate, să vă spun ceva, spun. Zice, doi predicatori sunt foarte controversați în România. Da. Zic, totuși, și el face pauză, aștepta să întreb cine, eu da. Zice, cine? Păi zice, Iosif Son și Daniel Bocan. Băi, zic, nici n-am știut că sunt așa de faimos. Acum să nu credeți că fac aici un show de mândrie, că nu asta vreau să spun. Însă, pastorul ăsta care m-a defăimat pe mine anul trecut, într-un consiliu din ăsta așa puternic, m-a acuzat pe mine de nu știu ce. Dar eu, în urmă cu câțiva ani de zile, era foarte acuzat pentru un alt scandal. Adică, este foarte ușor să mă acuz pe mine într-un scandal din ăsta cu înscrisuri, cu scrieri, cu șmecherii, cu cărți. Este foarte ușor să acuz pe cineva, dar de fapt și tu ești foarte dalmațian. Și ce vreau să susțin prin asta și ce să vă spun prin asta, fraților, toți am văzut. Și ceea ce iubesc eu aici la Biserica Stânca, știți ce este? Spiritul de iertare. În biserica aceasta, fraților, în biserica aceasta, nimeni nu poate să-și permite să defaime pe celălalt. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. În biserica aceasta nu putem să ne judecăm unul pe celălalt. Știți de ce? Pentru că toți am văzut. Pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și șansa noastră este numai și numai sângele lui Iisus Hristos, gloria lui Iisus Hristos. Mefiboset a căzut. Toți am căzut. Este foarte adevărat că nu toți ne-am schilodit atunci când am căzut. Însă, într-un fel sau într-altul, că se știe sau nu se știe, toți am căzut. Însă, în cădere, unii dintre noi, în cădere și în urma căderii, în noi și în mine și în ființa mea, apare cicatrice, o urmă. Unele cicatrici sunt vizibile, altele sunt invizibile. Despre căderile unora se știe, despre căderile altora nu se știe. Însă, fiți atenți, Dumnezeu le vede și le știe pe toate. Dumnezeu vede tot ceea ce este în noi, pentru că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Să vă dau o veste foarte bună. Păcatele nemărturisite Domnului și păcatele neacoperite de sângele lui Iisus Hristos, oricât de mult ar plăcea și ne-ar plăcea păcatele acelea, dacă nu sunt mărturisite, și dacă nu sunt acoperite de sângele lui Iisus Hristos, și dacă nu ne pocăim pe ele, de ele, oricât de mult ne-ar place păcatele acelea, și am iubit păcatele acelea, în final, ne duc la ruină, la nefericire și în iad. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Amin. Însă frumusețea este că, în ciuda faptului că am căzut, specialitatea lui Iisus Hristos este să ne ridice. Amin. Amin. În ciuda faptului că unii dintre noi purtăm stigme și le vom purta poate pentru totdeauna, în ciuda faptului că unii suntem murdari de sus până jos, în ciuda faptului că suntem dalmațieni cu foarte multe pete, frumusețea și puterea Harului lui Dumnezeu este că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. Glorie lui Iisus Hristos! Vreau să vă spun încă un alt
foarte important. Foarte important este adevărul acesta și mi l-am notat. Mefiboset, cel ce împrăștie rușine, este unul dintre puținele personaje ale Bibliei, și vă rog un pic de atenție sporită, care nu a fost vindecat niciodată, totuși, ședea la masa regelui. Este unul dintre puținele personaje din biblice, din Biblie, care, deși n-a fost vindecat niciodată, deși n-a fost întregit niciodată, totuși, stătea și ședea la masă cu cel mai important rege al lui Israel. Cu David. Cu însuși marele David. David era și filozof, era și luptător, era și soldat, era și scriitor, era și iubit de Dumnezeu, era omul după inima lui Dumnezeu. Numele de David, după numele lui Dumnezeu, este cel mai folosit și des menționat nume în Scriptură. Și totuși Mefiboset este unul dintre puținele personale din Biblie, contorsionat, care n-a fost niciodată vindecat, totuși ședea la masă cu regele. Știți ce înseamnă asta? Ha, frate. Și ce înseamnă asta pentru mine? Speranță. Și ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Că oricât de contorsionați am fi, oricât de căzuți am fi, chiar dacă vom purta cicatrici și chiar dacă nu vei fi vindecat de o anume durere și suferință toată viața ta, și care este frumusețea, poți sta la masă cu marele rece. Amin. Și numele Lui este Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vei sta cândva la masă cu marele Iisus Hristos. Și spun marele Iisus Hristos că nu există niciun altul ca Iisus Hristos. Și El există și noi ne închinăm Lui, chiar dacă nu L-am văzut, chiar dacă nu L-am pipăit ca Toma, El este viu în vecii vecilor, slavă Dumnezeului nostru. Stephen Hawking, ăsta este unul dintre cei mai mari fizicieni și specializat în fizică spațială și cosmolog, mai ales cosmolog, însă este ateu. Este britanic, locuiește undeva la Londra, este șeful catedrei de nu știu ce. Este într-un cărucior, tot contorsionat, nu poate mișca nimic, are vreo 69 de ani, vorbește prin senzori, și de ultimă oră a apărut pe televizor și a spus: nu există Dumnezeu, nu există viață după moarte. M-am uitat la el, la poza lui. Un gemotoc contorsionat. Și a spus: nu mi-e frică de moarte. Dar te bine dacă nu ți-e frică de moarte. Nu există viață după moarte, nu există Dumnezeu. Spune, raiul este un mit pentru unii oameni. Permiteți-mi să nu fiu de acord cu domnia sa. Aici tipul se înșală. Cât este el de inteligent, și este în felul lui un geniu, însă este un geniu săracul cu semnul minus. Pentru că a spune nu există Dumnezeu, și ce înseamnă? O simplă presupunere. O simplă presupunere. A spune nu există viață după moarte este presupunere. A spune nu există nimic după moarte este presupunere. Cuvântul lui Dumnezeu însă spune foarte clar că există viață după moarte. Cuvântul lui Dumnezeu nu le explică, Biblia nu le explică pe Dumnezeu, Biblia însă îl declară pe Dumnezeu și noi am hotărât să credem cuvântul lui Dumnezeu și din cauza aceasta Dumnezeu ne consideră neprihăniți, slavă Dumnezeului nostru. Însă frumusețea acestui pasaj și istoriei lui Mefiboset este acesta, că unele răni și inichelele vom duce după noi toată viața. În ciuda faptului că ai fost iertat, în ciuda faptului că ai fost reabilitat și rana s-a cicatrizat, sunt unele răni și suferințe în trupul nostru
pe care le vom duce toată viața. În alte cuvinte, toată viața vei avea o stigmă. Fii atent, a fi pocăit, simplu fapt că ești pocăit, este o stigmă. Simplu fapt că ai hotărât să crezi în Iisus Hristos în secolul 21 este o stigmă. Și stigma aceasta va deveni tot mai mare și va crește. Și veți vedea în decursul anilor că simplu fapt că avem curajul să îl mărturisim pe Iisus Hristos ne va stigmatiza. De dimineață citeam persecuțiile din Pakistan. Aia sunt duși rău de tot o lume musulmană. Și acum lucrează la legea blasfemiei. Și încearcă să-i urmărească pe creștini și modifică legea blasfemiei, o lege musulmană, că ei sunt foarte musulmani, conservatori, și încearcă să lucreze, să modifice în rău legea blasfemiei, care spune așa, îi urmărește pe creștini. Și dacă un creștin vorbește necuvincios despre Coran, la mafie, vă dați seama cât de periculoasă este treaba asta? Dacă un creștin se atinge cumva de Coran cu mâinile nespălate, moarte, a omorât un ministru care era creștin și era împotriva acestei legi musulmane de blasfemie, interpretarea blasfemiei. Știți? Însă noi, și am zis, ce bine că totuși trăiesc în România. Serios. Putea zice amin aici. Că mă pot închina și pot să fac evangelizare așa cum vrem să facem când vin americanii ăștia. Doamne ajută-mi! Ei, simplu fapt că te-ai pocăit este o suferință. Simplu fapt că ai hotărât să-L urmezi pe Iisus Hristos este o suferință, este o stigmă. Ai mult mai multă luptă decât ceilalți. Pentru că tu trebuie să lupți cu păcatul, trebuie să lupți cu eul tău, trebuie să lupți cu toate sentimentele tale care spun una și Dumnezeu spune alta. Tu trebuie să lupți. Și asta este o stigmă și este o suferință. Și simplu fapt că ai hotărât să crezi în Dumnezeu, fără să-L vezi, fără să-L atingi, fără să-L auzi fizic, este o altă suferință și s-ar putea să fii chinuit toată viața ta de unele întrebări, la care nu vei găsi răspunsul aici, dar le vei găsi în Împărăția lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Zile trecute stăteam la servici la masă la o tânără familie și am început să o cunosc. Eram cu soțul, cu soția, copilul. Și am început să o cunosc puțin, să o citesc pe doamna și îmi place cum gândește. Și spune, frate Daniel, vreau să vă pun niște întrebări. Eu am zis, o parte pe tonul vocii, întrebări că sunt serioase. Zic, vă rog, de asta sunt aici. Spune, frate Daniel, deci eu sunt chinuită de o întrebare. E păcat că uneori am îndoiel cu privire la ceea ce este dincolo de moarte. Și am simțit încotro bate și am spus nu. Nu-i păcat deloc. Simplu fapt că ai îndoiel înseamnă că crezi. Că dacă n-ai avea îndoieli, înseamnă că n-ai crede. Simplu fapt că uneori te îndoiești, mă, oare chiar tot ce spune Biblia să fie adevărat? Simplu fapt că uneori te îndoiești, aia demonstrează că încă e nădejde cu tine. Știți, Ioan Botezătorul la un moment dat a avut îndoiel și a trimis mesaj. Zice, tu ești? A trimis mesaj cu el la Domnul Iisus. Zice, tu ești Mesia sau să așteptăm pe un altul? Și avea îndoiere. Avea și el, după ce a zis, Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Trimite mesaj, zice, tu ești? Ce l-a așteptat sau? Sau este altul? Îndoiele nu sunt păcat. Când rămânem în îndoieli, ele vor produce necredință. Însă îndoiele nu sunt păcat, nu trebuie să ne permitem să rămână prea mult în inima noastră. Amin. Amin. Însă cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că omul acesta cu numele de Mefiboset n-a fost vindecat niciodată. Toată viața a suferit. Însă cu toate acestea, el a fost acceptat la masa regelui. Și regele acela era David. Și noi vom fi acceptați la o altă masă. La masa regelui regilor. Și numele lui este Iisus Hristos. Nu vom scăpa de unele întrebări chinuitoare, spunea Richard Von Braun, niciodată.
Și a fi creștin înseamnă să fii chinuit uneori de întrebări care te sfredelești și te îndurerează uneori toată viața, că nu le găsești răspunsul. Însă zice, continuă să crezi. Rămâi pe calea lui Iisus Hristos, că nu înțelegi când te doare, că nu pricepi nimic. Rămâi la masă cu regele și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știți, chiar și nevindecarea. Chiar și nevindecarea are rolul ei. Acum știu că noi joi am avut aici slujbă de vindecare. Amin. Și Domnul a vindecat. Amin. Aleluia. Vreau să vă spun acum, să completez ceva. În ciuda faptului că cineva și-a pus mâinile peste tine și te-a binecuvântat și s-a rugat pentru tine, s-ar putea anumite probleme și suferinți din ființa ta să nu dispară totuși niciodată. În ciuda faptului că cineva s-a rugat pentru tine. Eu sau Bunii sau Cătălin sau X sau Y. S-ar putea unele suferinți din ființa ta, nu neapărat fizice, ci spirituale, să nu dispară niciodată, niște suferinți mentale, sentimentale, să nu dispară niciodată și să nu fie eliminate pe deplin. Dar chiar și nevindecarea aceea care ți-o dorești are rolul ei. Vreau să vă spun însă credința mea foarte serioasă vis-a-vis și în dreptul vindecării fizice și mentale și spirituale de orice culoare. Eu cred și mărturisesc toată ziua și vă rog faceți ca mine. Unde fac bine, faceți ca mine. Toată ziua, la dimineața, la amiază și seara, când simt o durere, când simt ceva, ceva, știi, vorbesc fizic acum. Și pormă și psihic, când simt ceva, vine vreun gând, mă bombardează. Și vreo șmecherie, un atac din partea vrășmașului, vreo îndoială. Eu spun așa. Prin rănile lui Iisus Hristos am fost vindecat, sunt vindecat, voi fi vindecat. Prin rănile lui Iisus Hristos am fost mântuit, sunt mântuit, voi fi mântuit. Eu am crezut, cred și voi crede, pentru că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. Și când simt așa vreo simptomă, ceva, mărturisesc Isaia 5, 3 cu 5. Prin rănile Lui sunt tămăduit. Sunt tămăduit. Îndoielile vor veni, șocuri vor veni, handicapuri și nevindecări, s-ar putea să mă confrunt cu ele toată viața. Însă să știți că și nevindecarea are rolul ei. Eu trebuie să resping nevindecarea. Eu trebuie să caut vindecare și să nu accept nevindecarea. Dar cu toate acestea și nevindecarea are rolul ei. Știți? Pavel a avut un setuș în carne. Eu nu susțin țepușul, să fie clar. Eu nu laud țepușul să spun, Doamne, dă-mi și mie țepușe. Nu. Eu spun, Doamne, alungă țepușul din viața mea, din trupul meu. Amin. Că așa a făcut și Sfântul Pavel. Însă fiți atenți. Și țepușul ăla, oricare ar fi, are și el rolul lui. Știți ce? Să mă țină smerit. Să mă țină smerit. Ăsta a fost rolul țepușului. Unii teologi spun că problema țepușului n-a fost o boală în trupul lui Pavel. Spune, era o suferință de altă natură. Nu știu, o fi așa, nu o fi așa, nu facem noi teologia țepușului aici. Însă, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune în această dimineață că Dumnezeu dă har celor smeriți. În ciuda faptului că unele nevindecări vor rămâne în viața mea, și nu voi fi vindecat pe deplin, poate niciodată, de unele suferințe. Totuși, eu voi ședea cu regele meu la masă. Și numele Lui este Iisus Hristos, gloria lui Iisus Hristos. Încă ceva foarte interesant, cel puțin pentru mine, despre Mefiboset. Mefiboset este unul dintre personajele cele mai uimitoare din Scripturi. Care, deși n-a fost vindecat fizic niciodată, totuși, a fost vindecat psihic și spiritual. Acum, fraților, să stai 10 de ani pe loc, nu-i sigur. Să stai 10 de ani într-un cărucior cu rotile, e foarte dureros. E foarte neplăcut, e foarte incomod. Însă, Biblia îmi spune mie, din ceea ce eu văd aici în 2 Samuel, capitolul 9, este că deși n-a fost vindecat fizic, ci el a rămas mereu în căruciorul lui, sau, eu știu, pe tare, nu știu dacă existau cărucioare pe vremea aceea, poate existau mai sofisticate decât ale noastre. Însă, un lucru este clar, deși fizic n-a fost vindecat niciodată,
el a fost vindecat și mental și spiritual. N-a fost vindecat în trup, dar a fost vindecat în spirit. Pentru că a primit harul și cinstia să șadă la masă cu împăratul. Și atât de mult iubesc ceea ce spune David. David ăsta a fost un tip de excepție, supranatural, a fost tipul. Și a zis așa, David a zis, Mefiboset, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Și auziți ce spune David, sau ce spune Scriptura, și Mefiboset, fiul stăpânului tău, nu zice David, va mânca totdeauna la masa mea. Auzi, un olog, un nevindecat, însă totdeauna la masă cu regele. Și ce înseamnă asta? Har. Amin. Studiam de vorbă cu bunii zilele astea, că am tot fost cu el și vorbeam cu el, cred că joi seara după rugăciune, și spunea el, zice, măi, câte mi-a dat mie Dumnezeu și eu spun, măi, dar să vezi câte mi-a dat mie Dumnezeu. Spune, ne refeream la binecuvântări. Și am spus, zic, dar cum totuși se explică că Dumnezeu mi-a dat mie, atât de imperfect fiind, mi-a dat atâtea binecuvântări. Și mi-a plăcut reacția lor. Păi, zice, ți-a dat tocmai că nu le meriți. Oare nu cumva tocmai asta este har, știi? Așa că bunătatea lui Dumnezeu mi se dă tuturor în fiecare dimineață. Și așa că nu prea merităm. Adică eu vorbesc cel puțin în dreptul meu. Nu prea. Sunt eu dita mai pastorul, mă refer la kilograme. Dar nu le merit. Dar totuși Dumnezeu mi le dă. Aia înseamnă har. Slăviți să fie un om. Însă, din fericire sau din nefericire, fraților, unele handicapuri și tinichele și suferințe nu vor dispărea. Dar cu toate acestea, mental, moral, spiritual, Mefiboset a fost vindecat. Pentru că a acceptat invitația lui David și a plecat din loc de bar, un cătun, un pustie părăsit, și a ajuns tocmai în palatul de la Ierusalim. Ei, asta numai Dumnezeu poate să o facă, slăvit să fie Dumnezeu. Știți? Cred că cea mai importantă vindecare din ființa noastră este vindecarea spirituală. Amin. Amin. Doamne, s-ar putea să mai ai câte un cărcel. S-ar putea să mai ai câte un nec. S-ar putea... E vreunul perfect aici, care este perfect, sănătos. S-ar putea să mai ai tensiune, hipertensiune, monotensiune, hipo, nu mai știu cum se numesc toate. S-ar putea, știi, să ai câte o suferință, știi, câte un puseu de ceva, te roșești, să te negrezi, să te... Știi? Doamne, s-ar putea să existe din când în când câte o suferință fizică în trupul tău. Însă fiți atenți, oamenii în general se uită la trup. Se uită la nevindecarea de acolo. Și pentru că aia atrage atenția. Dar și ce cred? Cred că Dumnezeu este în primul rând interesat să-mi vindece spiritul. Amin. Pentru că să-mi vindece mintea. Pentru că o minte sănătoasă, un spirit sănătos, în final produc chiar și un trup sănătos. Amin. Îmi plac anunțurile celor de la radio. Deci pentru sănătatea dumneavoastră, să nu consumați în exces. Să nu consumați în exces pâine, cârnați, și eu știu, carne de porc și sare, zahăr și slănină, sau nu știu cum e, și grăsime, așa. Pentru sănătatea dumneavoastră să faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. Cum zic asta pentru mine, cu slănină, nu le prea am, dar cu ăsta sunt cam sedentar, că stau prea mult, șerp prea mult, conduc prea mult. Însă, oamenii din lume sunt interesați pentru sănătatea fizică. Creștinii și ei sunt interesați în sănătatea lor fizică, dar mai ales în sănătatea spirituală. Amin. Trupul e trecător. Însă, hai să vă dau o veste foarte bună. Pe Dumnezeu îl interesează ceea ce nu izbește ochiul, pe Dumnezeu îl interesează Duhul meu cel mai mult. Și de ce? Pentru că Duhul este veșnic. Duhul este veșnic. Slavă lui Dumnezeu! Știți, cu cât ne apropiem de partea cealaltă, adică a veșniciei,
Începem să ne gândim tot mai mult la Duh. Vedem că trupul își pierde... Știi? Vedem că trupul își pierde puterea. Vedem că, mă rog, cel puțin despre mine, cu cât îmbătrânesc, îmi dau seama că am nevoie de tot mai multe accesorii. Ba, îmi trebuie ochelari, ba, îmi trebuie câte o vitamină, ba, îmi trebuie câte un măr, ba, eu știu ce mai îmi trebuie, câte o pompoană, știi? Și începem să ne gândim tot mai mult la Spirit. Și de ce? Pentru că este veșnic. Ăsta, ce vedeți aici, în fața noastră, este doar casa. Este doar exteriorul. Valoarea este în interior. Și valoarea este Spiritul, pentru că este veșnic. Din cauza aceasta, noi trebuie în primul rând să lucrăm în dreptul Spiritului nostru să fie vindecat prin sângele lui Iisus Hristos și să fie mântuit. Nu trupul trebuie să mă conducă, ci Duhul trebuie să mă conducă. Dacă mă conduce trupul, o dau în bară în fiecare zi. Dacă mă conduce trupul, înseamnă că mă conduc poftele și mă înseamnă că mă conduce firea pământească. Dacă pun accent pe trup, dacă pun accent pe Duh, înseamnă că Duhul meu este condus de Duhul Sfânt. Și înseamnă că Duhul conduce trupul. Și asta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne! Și în încheiere vreau să mai spun încă un lucru care mi se pare iarăși formidabil. Mefiboset este unul dintre multele personaje ale Bibliei care ar fi trebuit să moară. După legea nescrisă din vremea aceea, ar fi trebuit să moară. Că așa s-a întâmplat cu toată casa lui Saul. A dispărut. A murit toți. El ar fi trebuit să moară, dar în schimb a primit viața. Exact așa suntem și noi. Slavă lui Iisus Hristos! Mefiboset ăsta este o excepție de la regulă. Și exact așa sunt toți aceia care ne pocăim. În mod normal, noi merităm moartea, însă din cauza aceasta a murit Iisus Hristos pe Golgota ca să primim viață. Însă știți în ce context? Doar dacă suntem dispuși să acceptăm invitația Marelui David, a Regelui Regilor, și să venim la Ierusalim, să ducem în palatul lui și să hotărâm să trăim numai și numai sub autoritatea lui. Atât de mult m-a impresionat ceea ce i-a spus David lui Mefiboset. Și i-a zis așa, fii atent, vei ședea totdeauna la masa mea. Știi ce înseamnă aia? Aia era o invitație, dar și cu conotație de poruncă. În alte cuvinte, zice David lui Mefiboset, bă, dacă vrei să-ți meargă bine, totdeauna să stai la masa mea. Și ce înseamnă asta? Totdeauna să stai sub autoritatea mea. Amin. Fraților, dacă vrem să avem binecuvântări, dacă vrem să ne meargă bine, dacă vrem să avem și să experimentăm bunătățile lui Dumnezeu în fiecare dimineață, fraților, trebuie să hotărâm ca totdeauna să stăm sub autoritatea Regelui Regilor și numele Lui este Iisus Hristos, gloria lui Iisus Hristos. Știți? Mefiboset în locul morții a primit viața. La fel se întâmplă și cu mine și cu fiecare dintre noi, atunci când intrăm sub autoritatea lui Iisus Hristos. Mefiboset este unul dintre multele personaje ale Bibliei, a cărui viață însă a fost binecuvântată mult mai mult în partea a doua decât în prima parte. Și cu asta închei. Știți ce am sesizat? De la întâlnirea cu regele David, de momentul când Mefiboset a acceptat invitația de a merge la palat, că putea să o respingă, din momentul acela de când a intrat sub autoritatea regelui, viața lui Mefiboset s-a schimbat din rău în bine. Din bine în mai bine și din mai bine în foarte bine. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Știți cum vreau să închei și să vă las cu adevărul acesta în mintea și în inima dumneavoastră? Că în partea a doua a vieții lui, Mefiboset a fost mult mai binecuvântat decât în prima parte. De ce? Pentru că a hotărât să intre sub autoritatea regelui. Și ce-am mai sesizat în cuvântul lui Dumnezeu, niște chestiuni formidabile pe care le-am sesizat în lunile trecute, în anii trecuți. Iov a fost binecuvântat și în prima parte a vieții sale. Dar în a doua parte a vieții sale, Biblia spune că Iov a primit binecuvântări duble. Amin. Slavă Domnului! Știți de ce? Pentru că până atunci
atunci Iov auzise de Dumnezeu, dar dintr-o dată Iov zice, acum ochii mei te-au văzut. Abia acum te-am întâlnit cu adevărat. Fraților, dacă avem îndrăzneala, inteligența, înțelepciunea, să intrăm sub autoritatea totală a Regelui Regilor, partea a doua a vieții dumneavoastră va fi mult mai bună decât prima parte a vieții dumneavoastră. Să avem curaj, fraților, să acceptăm invitația lui Iisus Hristos, așa cum a acceptat-o Mefiboset. Și Domnul a zis, vei sta totdeauna la masa mea, vei mânca la masa mea și zice David lui Mefiboset și lui Țiva. Și despre Țiva, Țiva o părere foarte proastă, era robul. I-a zis David lui Mefiboset, îți dau înapoi tot ce era al tatălui tot David. Vă dați seama. Toate posesiunile lui Saul, împăratului Saului, au venit înapoi lui Mefiboset, un omolog. De ce? Pentru că a avut înțelepciunea să accepte invitația de a intra sub autoritatea regiului. Când vom hotărâ să trăim numai și numai după cuvântul lui Dumnezeu. Când vom avea înțelepciunea să luăm pe Domnul pe cuvânt. Partea a doua a vieții tale va fi mult mai bună decât prima parte a vieții tale. Sunteți unii dintre dumneavoastră căsătoriți și nu vă merge bine să scrie. Vă dau un sfat, frate și surori. Intră sub autoritate. Și partea a doua a căsătoriei tale va fi mult mai bună decât prima parte. Amin. În alte cuvinte, soția să se supună soțului. Mulțumesc, Daminul puternic. Alo, amin. Soțul să își iubească soția. Cum ai iubit Hristos biserică? Am sfârșit o singură biserică. Îți ziceți amin. Copiii să-și respecte părinții și vei fi fericit. Intră sub autoritate. Dom'le, iartă, sfințește, te iubește. Intră sub autoritate și vei sta totdeauna la masa Regii. Amin. Poate că nu vei scăpa de toate cicatricile tale. Poate nu vei scăpa de toate tinichelele tale. Dar fii atent. Vei sta la masă cu Regele și când stai la masă cu Iisus Hristos. Tremură de ciudă. Da. Și tot iadul tremură de ciudă că stai la masă cu Iisus Hristos. Vă spun ceva, dar s-ar putea să vă fac pe unii geloși. Dar îmi asum riscul. Când intri sub autoritatea lui Dumnezeu, încep să simți diferența. Asta vreau să spun. A doua parte a vieții lui Rut a fost mult mai binecuvântată decât prima parte. Amin. În prima parte a avut parte. În prima parte a avut parte. În prima fază a vieții ei a avut parte de o căsătorie cu un evreu, ea neevreică. S-a căsătorit cu necăjitul ăla care a plecat din Betleem și s-a dus la Moab. Maclon. Și fratele era Chilion. Mă rog, niște necăjiți debusolați. Au plecat și au emigrat. Și s-a măritat cu unul dintre ei, cu Maclon. Și apoi l-au și murit. Nu am avut ce face. Moarte, deces, mormântare, cimitire. Nasol. Urât. Trist. La un moment dat să face o decizie trăsne, beton. Și ce face? Hotărăște să plece din Moab în Betleem, în țara lui Dumnezeu. Betleem înseamnă casa puiului. Și pleacă din străinătate și se întoarce în casa lui Dumnezeu, în casa puiului Betleem și ce face? Intră, și ce înseamnă asta? Intră sub autoritatea lui Dumnezeu. Și măi, frate, auziți ce pățești? Intră sub autoritatea lui Dumnezeu, ascultă de soacră sa și urmează pe soacră sa și intră pe Naomi și intră sub Ruta asta intră sub autoritatea lui Dumnezeu. Era harnică, se pare că nu era o țică, dar se duce să-și câștige existența de zi cu zi, se duce pe un ogor. Și auziți? Auziți? S-a întâmplat. La rând mă pricep că am un studiu serios de acolo. Auziți ce zice Scriptura? S-a întâmplat. Zice să culeagă spice pe ogorul lui Boaz. Iar văduvă? Iar Boaz, un
pătimit burlac. Până când a văzut-o pe Rut. Și când a văzut-o pe Rut, burlacul a devenit neburlac. S-a îndrăgostit. Și de ce? Partea a doua lui Rut, a vieții lui Rut, faza a doua din viața lui Rut a fost mult mai bună. Și de ce? Pentru că a avut înțelepciunea să intre sub autoritatea lui Dumnezeu și i-a zis așa Boaz. Zice, stai în ogorul meu, stai în ogorul ăla, stai sub autoritatea mea și voi avea grijă de toate nevoile tale. Dumnezeu ne spune în această dimineață, stai sub autoritatea mea. Amin. Și în ciuda cicatricilor, în ciuda suferințelor, în ciuda tinichelelor, în ciuda vorbelor, stai sub autoritatea mea pentru că te iau la masă cu mine. Vino cu mine la masa mea și nu contează că ești un loc. Nu contează că ai suferințe. Nu contează că ai handicapuri. Te pun la masă cu mine. Și acum vă spun ce am vrut să zic. Vreau să vă spun chestiunea asta, vă mărturisesc. Soția mea este pe aici, mă ascultă de acei din birou. De la lojă. Eu sunt în a doua parte a vieții mele, după cum vedeți. Să vă mărturisesc că a doua parte a vieții mele este mult mai bună decât prima parte. Prin harul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu. În ciuda tinichelelor. În ciuda cicatricilor. În ciuda handicapurilor. Domnul Iisus a zis, Daniel, hai la masă cu mine. Și vă mai spun ceva. Puteți să mă ziceți, puteți să nu mă ziceți. Experimentez din plin Psalmul 23. Din plin experimentez Psalmul 23. Pentru că am hotărât să accept invitația și să intru sub autoritatea Regelui Regelor. Și El îmi poartă de grijă. Zice Psalmul 23 printre multe altele, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Criză? Cine e criză? Pentru Dumnezeu, la Dumnezeu, la păstorul nostru, nu există criză. În ciuda faptului că tot auzim la fiecare al treilea cuvânt criză, 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 crisis din latină, mai spus aici, înseamnă judecată. Criză financiară? Ce e aia? Economică? Ce e aia? La poporul lui Dumnezeu nu există criză. Și duceți-vă la casierii noștri acolo, la fratele Nelu, casierul nostru. Veți vedea că la stânca nu există criză. Nu există criză. Categoric nu există criză. Pentru că Domnul este păstorul acestei biserici. Și din cauza aceasta nu duc lipsă de nimic. Și mai zice ceva David acolo. Zice, tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei. Mi-am și capul cu un de lemn. Dar știi câți potrivnici am? M-ați invidia. Însă, eu experimentez. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei și mi-am și capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dar peste el. Amin. Zilele trecute am fost chemat la o televiziune de aici, din Părășel. Și șeful televiziunii a zis, domnul Daniel, vă fac o invitație. Ce? Prin vorba de invitație, sunt îndrăgost curios. Deci vreau să vă invit să facem niște emisiuni la televiziunea noastră. Cam câte? Celor 26. Și ce înseamnă asta? Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei și paharul meu este plin de dă peste el. Handicapuri, cicatrici și tinichele. Dar stau la masă cu Regele. Pentru că am intrat sub autoritatea Lui. În ciuda tinichelelor, handicapurilor, fii atent, există nădejde și pentru tine. Partea a doua a vieții tale poate să fie mult mai bine decât prima parte a vieții tale. Și de ce? Pentru că Domnul te cheamă, Regele te cheamă. Și tu dacă ești deștept, vei intra sub autoritatea Lui. Și vei fi vindecat din multe puncte de vedere. Poate că din toate punctele de vedere. Și Dumnezeu va avea grijă să-ți meargă bine
pentru totdeauna. Amin.